acesta, considerăm că unica soluție pentru depășirea crizei economice din Republica Moldova este un guvernator comun la Chișinău și București. Banca Națională a României trebuie să preia toate activele, toate creditele, toate liniile de creditare ale Băncii Naționale a Moldovei, să și le substituie și să gestioneze aceste linii de creditare, aceste active, după buna sa cunoștință și după experiența pe care o are. Reiterăm, ne dorim același guvernator la Chișinău ca și la București, Bogu Lisărescu. Banca Națională a Moldovei nu mai este capabilă să gestioneze nimic. Guvernatorul fostul sau un oricare alt potențial viitor nu va fi în stare să rezolve nimic. Avem nevoie de Bogu Lisărescu la Chișinău, care să gestioneze o singură valută românească, leul românesc, atât la Chișinău cât și la București.